Te întreb cum și când poți să stai în siguranță la soare? Află de la șeful clinicii de dermatologie de la Spitalul Colentina, Olga Simionescu, că poți să te expui la soare, însă doar dacă folosești crema de protecție, iar dacă știi că ai pielea sensibilă, stai la umbră. Cred că știi deja că expunerea excesivă la soare favorizează apariția melanomului, cel mai periculos tip de cancer. Melanomul poate semăna la început cu aluniță, însă, spre deosebire de cele obișnuite, melanomul crește rapid și are o formă și culoare care se schimbă. Dacă omul remarcă modificări la nivelul unei alunițe, atunci trebuie neapărat să fie văzut cu dermatoscopul de către un specialist în dermatologie. Agentul ecran este o substanță chimică pe care o aplicăm pe suprafața pielii. Pielea are însă aproape 2 metri pătrați de suprafață. Se aplică acest agent ecran cam cu 10 minute înainte și protejează categoric. Le dăm pacienților voie să stea la soare, dar le spunem să nu se ardă. Dacă au avut o problemă, dacă au un ten cu probleme de fotosensibilitate, chiar să nu stea deloc la soare.